Cartea Genesei, capitolul 50, vreau să citesc de la versetul 15 până la versetul 21. Cartea Genesei, capitolul 50, începând cu versetul 15, unde Biblia spune în felul următor: Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i-l am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ce se vedea și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această seară aș dori să continui uh, vorbim despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul, pentru că, așa cum știm, anul acesta în biserica noastră este anul în care învățăm cum să ne maturizăm spiritual. Și spuneam la începutul acestui ciclu de mesaje că unul dintre modurile prin care Dumnezeu ne ajută să creștem spiritual, să ne maturizăm, este prin Faptul că ne modelează caracterul. Acum, deja s-a vorbit despre o serie de lucruri prin care Dumnezeu ne modelează caracterul, pe care Dumnezeu le folosește ca să ne modeleze caracterul, și în această după masă, aș dori să vă îndrept atenția către ceva ce am intitulat foarte simplu iertarea. Vreau să vă vorbesc despre modul în care iertarea, așa cum Biblia ne învață așa cum ne arată Biblia că trebuie administrată iertarea, are în ea însăși capacitatea de a ne modela caracterul ca să semănăm mai mult cu Hristos. Știți că noi ne rugăm lui Dumnezeu și de multe ori venim înaintea Domnului cu atitudine sinceră și știți ce facem? Îi cerem iertare Domnului. Și credem noi oare că Dumnezeu, dacă suntem sinceri, ne iartă? Credem. Pentru că de asta ne rugăm. Aș vrea în această seară să despachetăm o mică parte din viața lui Iosif. E de fapt finalul pasajului sau a părții Bibliei care oarecum conclude viața lui Iosif. Dacă doriți și poate n-ar strica să studiați întreaga viața lui Iosif, o veți găsi începând cu capitolul 37 al Genesei până în capitolul 50. Biblia oferă uh, multe multe lucruri interesante, dar în, în seara aceasta vreau să vorbesc despre iertare și cum iertarea ne poate modela uh, caracterul ca să semănăm mai mult cu Hristos. Hristos a fost uh, întotdeauna gata să ierte. Veți citi Biblia, veți vedea în Noul Testament foarte multe ocazii în care Domnul Isus a oferit iertare. Așa să învățăm în această seară ce înseamnă iertarea biblică și cum iertând, așa cum ne învață Biblia, acest lucru în sine ne modelează caracterul și ne face să semănăm mai mult cu Hristos. Spunea un teolog contemporan că iertarea sună bine până când trebuie să o oferi tu. Teoretic, a ierta pe cineva pentru ce ți-a greșit, pentru răul pe care ți l-a făcut, sună ca o idee excelentă. Toate astea sunt grozave până când eu trebuie să iert pe cineva care mi-a făcut rău, care mi-a greșit. Vreau să vă spun și trebuie spus că sunt foarte puțini care își recunosc sincer greșelile și din ăștia foarte puțini sunt și mai puțini cei care vor să și le corecteze și dintre cei care și le corectează sunt și mai puțini care iartă. Pe alții care greșesc, și dintre foarte puținii care iartă pe cei ce greșesc, și mai puțini cei care o fac așa cum ne învață Biblia. Aș vrea să vorbim așadar despre modul în care iertarea ne modelează caracterul. Și pentru a introduce acest subiect, trebuie să spun că există numeroase piedici atunci când vine vorba de iertare, pentru că deseori piedicile în sine constau prin faptul că înțelegem iertarea în mod greșit. Doar rapid de tot, ce nu înseamnă iertarea? În primul rând, a ierta nu înseamnă a, să pretinzi că ceea ce s-a întâmplat n-a fost rău și dureros. A ierta nu înseamnă că nu ai fost ofensat de ceea ce s-a întâmplat sau ți s-a întâmplat. A ierta nu înseamnă că cineva are dreptul de a te umili și de a te jocori, fără ca tu să ai niciun fel de reacție. Și dacă măcar aceste lucruri le setăm în cadrul biblic, al textului pe care îl uh, vorbim, aș vrea să înțelegem că toate aceste lucruri care i s-au întâmplat lui Iosif ar putea fi bifate. Iosif nu a pretins niciun moment că frații lui nu i-au făcut rău. Iosif nu a pretins nici un moment că ceea ce au făcut frații lui nu i-a cauzat durere. Iosif nu a pretins niciodată că acțiunile fraților lui umilitoare și bagiocoritoare nu i-au adus suferință în viață. Dacă veți citi istoria lui, datorită fraților lui, invidioși și răutăcioși, Iosif a fost vândut în robia egipteană. Și a ierta, dragii mei, înseamnă a nu-ți consuma energia. În a planifica, a gândi și a orchestra răzbunarea. Asta înseamnă a ierta. Să faci un efort conștient de a nu te lăsa târât înapoi la nivelul celui care a vrut să-ți facă rău. De fapt, neiertarea în viața credinciosului duce la ceva ce am numit foarte simplu urățenie spirituală. Și aș vrea să învățăm în această seară cum are loc modelarea. Caracterului când noi iertăm. Citiți, vă rog, împreună cu mine, din nou primele trei versete și zice Biblia: Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit și luați contextul, bătrânul tatăl lui Iosif a murit, ei au venit din nou în țara Egiptului pentru că în țara lor de baștină era foamete, și când au, a murit tatăl lor, au venit frații și au spus, în esență, acum suntem în pericol. Iosif ne-a mai tolerat, deși știe cine suntem, pentru că Iosif li s-a descoperit, știe cu certitudine tot ce i-am făcut, știe cât rău și câtă durere i-am cauzat. Acum că tatăl nostru a murit, îi spuneau ei: sigur nu mai este niciun lucru măcar pe care, care să-l oprească pe Iosif să se răzbune. În esență, frații îi spun acestui grup al lor din familie: de fapt, acum suntem la mila lui Iosif tata nu mai este ca să spună Iosif că nu ne face rău de dragul tatălui, acum suntem în mare pericol și inventează ei ceva. Biblia nu ne spune cu certitudine dacă într-adevăr tatăl lor le-a spus ca să se ducă la Iosif și să le spună să fie iertați, dar judecând după Judecând după comportamentul fraților lui Iosif, este aproape sigur că era una dintre invențiile lor, așa cum a fost mult, în, în multe alte situații cazul. Însă, e un, un lucru foarte interesant. Versetul 17, partea lui finală, spune așa, zice. Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului Tatălui tău și ascultați ce face Iosif. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm și care cred eu, înțelegând din Scriptură, ne modelează viața noastră ca și credincioși și caracterul este atunci când înțelegem că iertarea schimbă starea de negare a realității într-o stare de recunoaștere a suferinței. Ce înseamnă asta? Nu vei putea niciodată și nu vei fi niciodată gata să ierți câtă vreme nu ești gata să te oprești din a nega realitatea și de a recunoaște suferința pe care ți-a cauzat-o răul. Dintre toate situațiile, pe care le poate spune Biblia, Biblia spune că Iosif a plâns. Putea să fie mânios, avea dreptul să fie? Judecând după ce a pățit, putea să-și exercite autoritatea? N-a făcut-o. Iosif a plâns. Aș vrea să vă spun, dragi mei frați, stimate surori, că iertarea îți va modela întotdeauna caracterul când prin iertare sau iertând vei înțelege să nu mai negi realitatea și să-ți accepti durerea și suferința pe care a sădit-o ceea ce ai pățit în inima ta. Nu încerca să spui altceva decât realitatea înaintea lui Dumnezeu întâi și față de cei care sunt în jurul tău, pentru că dacă vei nega realitatea evidentă, nu vei putea niciodată să confrunți Nevoia ta de a ierta pe cel sau pe cei care ți-au greșit. Iosif a avut curajul să plângă. În postura lui, ce a făcut Iosif? Iosif n-a lăsat ca sentimentele lui să fie năbușite de durerea prin care trecuse. Să știți că Iosif a plâns în mai multe situații. I a plâns când i-a auzit pe frații lui că vorbeau despre el în timp ce erau închiși și vorbeau despre cât rău i-au făcut lui Iosif. Iosif a plâns. Iosif a plâns când l-a văzut pe fratele lui cel mai mic, Bediambin. Iosif a plâns când s-a făcut de cunoscut fraților. Iosif a plâns când și-a văzut din nou bătrânul tată. Iosif a plâns când i-a murit tatăl. A plâns când și-a dat seama că frații lui se temeau de el. Pentru că asta zice Biblia. Aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că starea noastră emoțională e legată întotdeauna de sentimentele noastre. Ce înseamnă asta? Nu vei putea să ierți niciodată cu adevărat decât când te oprești din a pretinde că răul de care ai avut parte nu a avut loc. Dacă nu recunoști că starea ta emoțională e dată de ceea ce simți, nu vei putea să faci decât să îți înnăbuși sentimentele și durerea ta și atunci nu vei putea niciodată să ierți. Pentru că durerea înnăbușită în tine, nu-ți va da puterea să ieși niciodată să-l ierți pe cel care ți-a făcut răul. Cel mai adesea, discutând cu oamenii răniți de cei din jurul lor, răspunsul pe care îl primesc și sunt sigur că l-ați primit și voi, știți care este? Eu n-am nimic cu persoana respectivă. Nu vi se pare cât, cât de interesant este când tu suferi atât de profund când în tine este un cumul de durere și cineva vede de afară că treaba asta se vede. Tu să ai tăria să pretinzi că nu ai nimic. Eu n-am nimic cu el. Este una dintre cele mai cunoscute și clasice afirmații. În fapt, e o minciună foarte bine ascunsă în negare. Sigur că ai ceva cu el. În prezența persoanei te simți stresat, neliniștit, frământat și gata să ripostez la orice zice. Nu ați văzut oameni care parcă din senin reacționează extrem de violent și neașteptat la o afirmație care pentru majoritatea dintre noi nu înseamnă absolut nimic. De multe ori, starea noastră interioară emoțională, cu toate aceste sentimente ținute în noi, înnăbușite, duc la această situație. Eu n-am nimic cu el. Dacă are ceva cu mine să vină să-și ceară iertare. Apoi, starea ta emoțională nu doar că e întotdeauna legată de ceea ce simți, de sentimentele tale, starea ta emoțională te face să fii mereu pe picior de luptă. Cineva ți-a greșit, cineva ți-a făcut rău și stai într-un fel de încordare și ești gata întotdeauna să lupți. Dacă nu reușești să dai la pace cu propriile tale sentimente, ajungi mereu să fii pe picior de luptă și simți nevoia să te răzbuni cumva, să-l faci și pe ala care ți a greșit să piardă ceva, să-i cauzezi și lui măcar un pic de durere pentru toată durerea aia pe care ți-o cauzat -o el. Și asta te pune într-o stare de încordare fizică, psihică și spirituală. Starea ta emoțională, apoi în cele din urmă, va afecta relațiile tale cu toți cei din jurul tău. De asta când cineva nu sentimente puternice de durere cauzate de răul ce i s-a produs, undeva în noi se naște dorința asta de răzbunare, măcar un pic să sufere pentru răul pe care făcut, pe care mi l-a făcut, măcar un pic să simtă și el ce am simțit eu. Vorba populară, da? Să moară și capra vecinului. Dar ideea este că atunci când starea ta emoțională ajunge acolo, asta îți afectează relația cu toți. Ați întâlnit oameni, și sunt sigur că ați întâlnit, oameni cu care este extrem de greu să scoți la capăt, pentru că îți lasă imediat impresia că sunt supărați pe toată lumea. Au o față acră, au doar cuvinte acre, au doar atitudine așa, nu știu cum să le explic. Poate acru e cel mai potrivit cuvânt. Orice îi întrebi, oricât le zâmbești, orice lucru bun vrei să le faci, reacția lor este în general aceeași. Nemulțumire, reacții ciudate, cuvinte acide și o atitudine de victimă. N-au reușit să treacă peste suferință. Știți de ce? Pentru că niciodată n-au reușit să accepte realitatea evidentă. Pentru că iertarea, doar atunci când apare iertarea, îți schimbă starea asta de negare a realității într-o stare de recunoaștere că suferi. Asta a făcut Iosif. I-a ascultat pe frații lui, care au venit și au spus, te rugăm, așa a zis tata. Nu știm dacă așa a zis tata, cel mai probabil e că nu a zis așa tata. Dar în orice caz, ne este frică de tine, Iosif. Tatăl nostru, înainte să moară Iosif, să știi că a spus, mergeți și vorbiți lui Iosif să vă ierte. Erau cuvinte care porneau din, din sentimente pe care ani de zile și le-au înnăbușit. Știau răul pe care l-au făcut, știau suferința cauzată fratelui lor și ei vin și îi spun lui Iosif, Iosif, așa au zis tata. Și știți ce face Iosif? Lasă că tata nu mai, e. Pot acum să mă revanșez, nu? Iosif s-a dus și a plâns și Iosif a lăsat ca sentimentele lui să fie aduse în afară de iertare și a recunoscut situația. Dacă vrei să ierți cu adevărat. Și modul în care iertarea îți va modifica și îți va modela caracterul să semeni cu Hristos nu este prin negare. Ai curajul să plângi în rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă, dacă nu mă credeți, uitați-vă la David. Știți cât a plâns David în psalmii lui, înaintea lui Dumnezeu și a vărsat inima. A stat înaintea lui Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu. Unii dintre psalmii lui David exprimă foarte, foarte, foarte mult sentiment. Când fugea, urmărit de saul care îi căuta viața. Sunt o serie de psalmi acolo care vorbesc despre trăiri intense. Starea lui dată de sentimentele lui. Aș vrea să înțelegeți că atunci când iertăm, această negare a realității se transformă într-o recunoaștere a faptului că suferim, și abia atunci Dumnezeu poate să înceapă vindecarea mea, vindecarea ta, pentru că eu iertând, la rândul meu, mă eliberez pe mine. Pentru că asta face Iosif: se duce și plânge plânge de ce? Avea vreun motiv Iosif să plângă? Nu. Era net superior în toate. Era, avea o poziție superioară față de frații lui, avea avantajul psihic, eu știu, social, toate avantajele față de frații lui. Și totuși Iosif alege să facă cel mai improbabil lucru, să plângă. Ai întrebat Iosif, dar de ce plângi? Plâng pentru că eu nu mai pot să neg realitatea. Voi ați rămas aceiași, înșelători, manipulatori, mincinoși, aceiași care m-ați vândut cu ani în urmă. Iosif are 56 de ani când se întâmplă acest pasaj. A fost vândut de frații lui când avea 17 ani. A stat 12 ani în închisoare degeaba pentru că s-a ridicat împotriva unei femei imorale, nevinovat complet. Și Iosif, la 56 de ani, este un bărbat matur și spiritual și un bărbat al lui Dumnezeu, care zice, oameni buni, fraților, fraților, erau frații lui, recunosc realitatea și las ca realitatea asta, prima dată să mă copleșească, pe urmă să pot să vin, că la, la finalul pasajului, dacă ați fost atenți, se vine la frații lui și le dă niște asigurări pe care, care cred că i-au lăsat în șoc. Ăștia au fost mai șocați când au terminat Iosif ce avea de zis, decât Șocați de groaza faptului că ar fi putut păți ceva datorită lui Iosif. Da? Deci, înțelegeți că iertarea schimbă starea noastră de negare a realității într-o stare de recunoaștere a unei situații evidente. Al doilea lucru la care mă duce citirea Cuvântului lui Dumnezeu este când citesc versetul 18, da? nu-l mai reiau, de fapt sunt toate împreună de la 16, dar citesc doar versetul 18. După ce au zis aceste cuvinte, frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ și i-au zis, suntem robii tăi. Iertarea nu doar că, am spus, iertarea nu doar schimbă starea de negare, a realității, într-o stare de acceptare a suferinței, ci iertarea mai face ceva. Schimbă modul nostru de raportare sau schimbă modul de raportare între cel ce a făcut rău și cel căruia i s-a făcut rău, adică între cel ofensat și ofensator. Observați ce fac frații lui. Vin și se aruncă la picioare. Aceiași oameni care cu ani în urmă. N-au avut nicio problemă să-l arunce într-o groapă și să-i spun tatălui lor, sfâșiat de durere, vezi că Iosif a murit și cred că l-au mâncat niște fiare sălbatice. De fapt, uite aici e haina lui pătată cu sânge. Nu au avut niciun stres. Nu i-a durut nimic să-i spună unui tată îndurerat, vezi că unul dintre copiii tăi a murit și asta este. Uite, ți-am adus rămășițele a ceea ce purta el. Parcă împlântând un cuțit în inima tatălui lor și răsucindu-l bine, pentru că Iosif era iubit de tatălui, că de aia i-a făcut haina aceea pestriță. Și-a venit cu haina aia și i-a spus, Iosif al tău, cel pe care îl iubești, nu mai este. Uite aici haina, dacă vrei să fii sigur. Și anii lui, de lui Iacov au fost ani îndurerați, gândindu-se că Iosif, băiatul lui pe care îl iubea, a murit. Și dintr-o dată vin ăștia și se, se pleacă înaintea lui și zic, suntem robii tăi. Când ierți, dragul meu, frate, estimată soră, se schimbă raportul între cel care a fost ofensat și ofensator. Ce înseamnă asta? Percepția fraților lui Iosif nu s-a schimbat despre Iosif. E foarte important să înțelegem un lucru și anume că atunci când vrem să iertăm, trebuie să nu lăsăm ca mărăciunea să prindă rădăcină în inima noastră. Așa zice Scriptura. Biblia vorbește despre lăstarii de amărăciune, pe care nu trebuie să-i lăsăm să crească în inima noastră. De ce? Pentru că iertarea, când oferi iertare, se schimbă raportul dintre cel care face rău și cel căruia i s-a făcut rău. Ce înseamnă asta? Iosif uitându-se la fraților, gândiți-vă, puneți-vă un pic dacă puteți, eu nu pot neapărat să mă pun în, în pielea lui Iosif, dar mă gândesc. După ce îi vorbesc frații într-un mod amăgitor, vezi că a zis tata că trebuie să ne ierți, asta îi spun în esență, în caz că vrei să ne faci rău, uite avem un mesaj de la tata, ne-a zis să ne ierți. Iosif își dă seama că sunt cuvinte lipsite De greutate din gura unor oameni Care i-au făcut numai rău Și pe urmă dintr-o dată se pleacă în fața lui și zic Toți suntem robii tăi. Știți care e lupta lui Iosif Și ar trebui să fie și lupta noastră Atunci când oferi iertare Se schimbă raportul dintre cel ofensat Și ofensator Cum? Iosif luptă cu amărăciunea Sau se luptă cu Ispita de a deveni amar de ce ar fi devenit Iosif amar în inimă? Că nu vede nicio schimbare de atitudine în frații lui. Ăștia sunt la fel de profitori ca întotdeauna. Nu le-a mers cu ideea că o zis tata, hai să încercăm să ne plecăm înaintea lui. Poate așa scăpăm. Știți care este? De ce e foarte greu să ierți când te uiți la cel care te-a ofensat? Este că trebuie să te lupți cu Ispita de a deveni amar, de a nutri amărăciune, când vezi că atitudinea celui ce ți-a greșit nu s-a schimbat. E foarte greu. Nu vi se pare ciudat că Iosif continuă să sufere pentru că frații lui, deși vinovați, sunt tot așa cum îi știa el? Iosif caută să-i mângâie, deși ăștia continuă să-l manipuleze. Aș vrea să înțelegem în această seară că atunci când uh, iertăm trebuie să avem puterea să luptăm cu amărăciunea uh, față de cei care nu schimbă atitudinea, poate. Și mai ceva, Iosif biruie dorința de a le face rău fraților lui răi. Uh, interesant este că Iosif se poartă cu bunătate cu frații lui. Biruie ispita de a le face rău. Deși putea să se răzbune, n-a făcut-o. Uh, și mai ceva. Iosif biruie încă ceva. Și aici vreau să zăbovesc doar câteva minute. Iosif biruie dorința de a-i socoti datori pe frații lui pentru ceea ce i-au făcut. Și aici aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că atunci când iertăm, asta comportă și aduce cu sine eliberarea totală a celui care ți-a greșit. Ei vin și se aruncă cu fața la pământ și spun, suntem robită, Iosif. Ce putea să spune Iosif? Bun, vă iert, dar rămâneți robii mei. Știți ce zice Iosif în esență? Eu vă iert și toată datoria pe care voi simțiți că o aveți față de mine. Nu v-ați plătit-o, nu v-ați achitat-o, nu v-ați ispășit-o, eu, Iosif, v-am șters-o. Nu sună foarte aproape cu cineva din Noul Testament. Care a venit într-o zi și s-a uitat la mine în păcatele mele și a zis Datoria ta, nu ți-ai plătit-o, n -ai cum, nici nu ți-ai ispășit-o. Am ispășit-o eu în locul tău și îți dau iertare și nu mai mi-ești dator. Am șters tot ceea ce datorai tu. Pentru că atunci când oferi iertare, Iosif le-a zis fraților Dați-mi voi să parafrazez fără a completa Biblia, ridicați-vă, voi nu sunteți robii mei, voi continuați să fiți frații mei, dar mi-ați greșit, ați făcut rău ceea ce ați făcut, nu v-ați ispășit, n-au făcut destule lucruri bune, frații, ca să balanceze răul pe care l-au făcut, ci Iosif le zice, vă șterg toată datoria, pentru că vă iert. Știți că adevărata iertare nu cere pediapsa celui care ți-a greșit, și te-a rănit. Iertarea adevărată de la o parte frica de pediapsă. Nu folosește ocazia să aducă suferință celui vinovat. Adevărata iertare nu te va face să vrei ca cel care ți-a greșit să rămână cu fața la pământ înaintea ta. Ca tu să-i poți administra ce pediapsă îți place, că oricum e la cheremul tău, e la mâna ta. Adevărata iertare te eliberează pe tine. Și le liberează pe cel care ți-a greșit. Doar neiertarea, neiertarea ține dator. Avem noi așa o vorbă pe care o considerăm foarte spirituală. N-are nimic, nici spiritual, nici logic în ea. Dar vă zic oricum, zice, te iert, dar nu te uit. No, cum e asta? Explicați-mi, vă rog, frumos. Te uitat nu uităm, că memoria noastră funcționează. Așa a făcut Dumnezeu creierul omenesc să funcționeze. Anumite lucruri nu le poți uita. Dumnezeu face ca o anumite lucruri să le uităm pentru că altfel am luat o razna. Dar tu când ai iertat pe cineva, asta nu înseamnă că ți se șterge fișierul ăla din hard disk de aici de sus. Nu, 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 nu. Ci când îți aduci aminte de ofență, îți aduci aminte că l-ai iertat. Îți aduci aminte că ai șters datoria lui, nu-l mai ține dator. A, știu că ți-ai cerut iertare, ai te-ai plecat cu fața la pământ, așa cum au făcut frații lui Iosif. Cam am iertat, dar rămâne așa o mică datorie, o restanță așa mică la care eu fac câteodată uz când am nevoie de un favor, o să -ți zic, mai vezi că tu știi ce ai făcut, da, față de mine. Dar nu uita, nu, 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 asta nu e iertare. Iertarea adevărată eliberează. Iosif ne învață că iertarea duce eliberare. Datoria lor, repet, nu a fost nici ispășită, nici plătită. A fost ștearsă de Iosif. Da? Ce face iertarea? Schimbă modul nostru de raportare, de relaționare față de cel care ne-a greșit. De fapt, între ofensator și ofensat se schimbă raportul când înțelegi iertarea adevărată. El nu rămâne robul tău. El nu rămâne, cum să spun, dator pentru restul vieții, deși tu l-ai iertat. Ci raportul tău față de el se schimbă în bine. Și aș vrea să mergem un pic mai departe, repede, versetele 19 și 21, al treilea lucru. După ce au zis ei suntem robii tăi, versetul 19, Iosif le-a zis, fiți fără teamă. Din nou, îi asigură. Fiți fără teamă, ascultați întrebarea. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Și zice, voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Observați, Iosif este pragmatic, nu le spune vai ce bine că vă văd în sfârșit că ați venit în Egipt. Vai, hai să ștergem cu buretele. Nu, voi ați făcut rău. Pentru că am spus la început că neînțelegerea corectă a iertării comportă, eu știu, ideea că a fost rău, dar poate totuși nu a fost. Nu, răul a fost rău. Dumnezeu nu zice că a fost bine. Iosif zice, fiți voi fără teamă că eu nu pot să iau locul lui Dumnezeu. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu. A schimbat răul în bine. De ce? Că Dumnezeu a avut un, un plan mai mare. Dumnezeu a avut un plan bun, deși voi ați avut gânduri rele. Al treilea lucru la care vreau să mă opresc rapid de tot în această seară și apoi mai am un singur lucru la care uh, vă cer îngăduință să uh, aveți un pic de răbdare, să ajungem la el și apoi ne vom ruga. Al treilea lucru este că iertarea pe care o dai oamenilor și aș vrea să înțelegeți lucrul acesta din Scriptură, iertarea pe care o dai oamenilor, dovedește care e nivelul tău de încredere în Dumnezeu. Noi zicem că ne încredem în Dumnezeu. Toți spunem asta. Dar nivelul încrederii tale în Dumnezeu este legat foarte strict de unul din lucruri și e legat de mai multe, dar în seara asta de unul din lucruri și anume de iertarea pe care tu o arăți oamenilor. Știți ce zice Iosif? Ascultați! Iosif zice... Practic, modul în care tu arăți iertarea față de cei ce ți-au făcut rău arată ce arăți tu oamenilor despre Dumnezeul tău. Cei din jurul tău văd cum e Dumnezeul tău, printre altele, față de modul în care tu ierți pe cel care ți-a greșit. Știți că ăsta este un indicator extrem de puternic în lumea în care suntem noi. Pentru că trăim într-o lume individualistă într-o lume în care omul își caută doar propriul lui interes, iar când eu vin și arăt lumii că pot să iert, dezinteresat, doar din dragoste pentru om, ăsta arată foarte bine balanța pe care eu o am în, în încrederea mea față de Dumnezeu. Știți ce zice Iosif? Iosif zice: "Și vreau să înțelegeți ce face Iosif. Iosif vede pedepsirea răului ca un act exclusiv rezervat judecății divine." Ascultați și el. Fiți fără teamă. Dumnezeu e Dumnezeu și eu îmi știu locul. Sunt eu oane locul lui Dumnezeu? E o întrebare retorică, răspunsul e clar, nu. Dar Iosi vede pedepsirea răului rezervată exclusiv dreptății divine. Oare reușim și noi să facem acest lucru? Întrebarea pusă de Iosif, sunt eu Dumnezeu, e simplă. Deși simțim adesea când ni se face rău, că e cumva datoria noastră să îndreptăm lucrurile și să ne facem dreptate, totuși sunt aici să vă spun că Iosif ne învață o lecție valoroasă. Pedepsirea răului este prerogativa exclusivă a lui Dumnezeu. De ce? pentru că singurul care poate face dreptate 100% e doar Dumnezeu. Singurul care cunoaște motivațiile ascunse ale inimii este doar Dumnezeu, singurul care vede totul cu claritate este doar Dumnezeu și singurul care este complet imparțial este doar Dumnezeu, nu eu. De aceea, Iosif vede pedepsirea răului ca și un act exclusiv al lui Dumnezeu. Și mai vede ceva uh, Iosif. Uh, Iosif vede mâna lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă. Puteți să-i spuneți providență divină, puteți să-i spuneți cum vreți. Iosif vede mâna lui Dumnezeu. Ar fi multe de spus aici, dar vreau doar atâta să spun. Uh, providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu se implică în acțiunile omului pentru a-și duce la îndeplinire planului de săvârșit. Așa zice, de fapt, uh, Iosif. Zice, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să vă scape pe voi cu viață. Iosif a suferit, iar suferința lui e folosită de Dumnezeu pentru a face lucruri mari. Ar fi multe, multe de spus aici. E prea simplu să spunem că Iosif doar a suferit și până la urmă suferința noastră tuturor o să producă ceva bun. Ar fi prea simplist să facem afirmația aceasta, însă Iosif spune, Ceea ce voi ați gândit pentru rău. Adică planul vostru pentru rău, Dumnezeu are capacitatea să-l întoarcă și să facă din el ceva bun. Uh, și mai ceva, Iosif crede încă un lucru. Că Dumnezeu rămâne în control, chiar dacă oamenii par să controleze totul. Ce ați vrut voi, zice el, ascultați, zice. Uh, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Planul vostru, zice Iosif, a fost premeditat, gândit. Planificat să-mi faceți rău. Iosif însă zice, eu cred că în tot răul ăsta, Dumnezeu a rămas în control. Îmi e greu să vă spun lucrul ăsta și îmi e și mai greu să mă pun în pielea celui care suferă. Gândiți-vă, să răspunzi la suferința unui om ca și Iosif, simplist, ar fi lipsit de, nu știu, poate chiar etică să spui că tot ce au suferit Iosif a fost nimic. Gândiți-vă la un adolescent de aproape 17 ani pe care frații lui îl urăsc. Înainte de, de a ajunge afară la câmp, îl urau. Nu îl puteau, zice Biblia că nu puteau să-i spun niciun cuvânt bun. Știți cât e de dureros când frații tăi, propria ta familie, nu are un cuvânt bun pentru tine. Și ca să adauge la durerea asta, într-o zi când iasă la câmp, ăștia zic, hai să-l omorâm. Așa, dintr-o dată, ce, ce, mai facem astăzi în afară de îngrijitul animalului? Păi hai să-l omorâm pe Iosif. Ăsta are capul plin de vise, ne-au zis că o să fie într-o zi mai mare ca noi. Păi noi suntem atâția, el e unul singur. Hai să-l omorâm. Până la urmă unul zice, totuși, hai că nu-l omorâm, că e chiar i fratele nostru. Și l-au aruncat într-o groapă. Gândiți-vă la suferința acestui adolescent care practic nu știe ce îi se întâmplă. Trec niște negustori pe acolo, niște izmailiți îl iau și totuși hai să-l să vindem totuși, facem și ceva bani pe el și măcar nu-l omorâm și îl, iau și îl duc în robia egipteană și merg acasă la tatăl lor și așa cum spunea mai devreme, i arată o haină măjită de sânge, Iosif fiul tău pe care îl iubești, e mort. Și în toate acestea, Iosif vede că Dumnezeu rămâne în control. Vreau să vă pun o întrebare. Sunt sigur că Iosif n-a văzut nimic bun când izraeliților dus în robie. Sunt sigur că nu au văzut nimic bun în cei 12 ani cât au stat în închisoare. Dar, când se scriu aceste rânduri din Scriptură, spuneam că Iosif are peste 50 de ani. Este matur. Îl cunoaște bine pe Dumnezeu. Și s-a maturizat spiritual. Și spune aceste lucruri. Iosif spune că eu nu sunt Dumnezeu și din punctul meu de vedere nu trebuie să vă temeți. Asta demonstrează cât a avut el încredere în Dumnezeu. Și dragul meu frate, stimată soră, cât de mult poți ierta? Dovedește în esență, profund, cât de mult ai tu încredere în Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu va face dreptate? El va face dreptate. Așa zice Biblia: Că Dumnezeu va face dreptate, dar dreptatea nu satisface nici egoismul meu, nici ura mea, nici pornirile mele. Nici ideea lasă-l să sufere și el, că am suferit eu destul. Când însă tu iei locul lui Dumnezeu și zici lasă-l că îl fac eu să sufere, ești pe un teren alunecos. Grijă mare. Pentru că doar Dumnezeu administrează dreptatea și dreptatea Lui este imparțială. Eu voi fi întotdeauna părtinitor, niciodată Dumnezeu însă nu va fi părtinitor. Eu voi ști întotdeauna o parte din lucru, niciodată tot întregul. Dumnezeu este singurul, de asta Iosif zice, eu nu sunt Dumnezeu, las pe Dumnezeu să administreze dreptatea. Dacă veți citi istoria lor, veți vedea că Dumnezeu le-a administrat dreptatea în câteva rânduri. Și vreau să închei spunând un ultim lucru, deci, vă rog să nu uitați că iertarea pe care o arăți oamenilor, îți arată nivelul tău de încredere în Dumnezeu. Dumnezeul meu va face dreptate într-o zi. Și zice Biblia, versetul 21, fiți dar fără teamă, Din nou Iosif le spune, nu vă temeți. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Versetul ăsta este atât de plin de esență, încât s-ar putea spune ceasuri întregi din în el. Vreau doar atâta să spun un ultim lucru pe care îl înțeleg de aici, anume că iertarea uh, mai face un lucru, acceptă că valoarea omului nu este dată de vrednicia lui. Știți ce le zice de fapt Iosif? Voi sunteți frații mei și aveți valoare pentru mine. Vrednicie? Zero. M-ați vândut, ați mințit, m-ați manipulat, toate le-ați făcut, toate căsuțele le bifăm. Voi nu sunteți vrednici, dar sunteți valoroși pentru mine. Știți că într-o zi când Dumnezeu s-a uitat la noi, s-a uitat la adițiunea, îngropat în păcatele lui și a zis, tu n-ai vrednicie, dar ai valoare, pentru că ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Să uitat Dumnezeu la noi toți. Zice și ce zice scriptura, dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi? Cum? Păcătoși. Roman 5:8. Pe când eu încă eram păcătos, Dumnezeu s-a uitat în lumea aceasta și a zis: Nu-i vrednic, dar-i valoros. Și pentru mine a murit Hristos. Eu le zice fraților lor: Valoarea voastră este cea care mă îndeamnă. Să vă dau acest mesaj Și știți care a fost mesajul Ascultați, fiți vă răteamă, vă voi hrăni Pe voi, cei ce sunteți aici Ăștia care mi-au făcut rău Și pe urmașii voștri Știți ce zice Iosif? I-a asigurat că are intenții bune Față de ei Cu toate că toate acțiunile lor Au fost rele Iosif nu le răspătește după merit Ci vede nevoile lor Iosif nu face uz nici de temerile lor ci face efortul să le asigure, să-i asigure că totul va fi bine. Și atât de frumos, și cu asta închei, Iosif le vorbește despre un viitor frumos, deși trecutul lui cu ei a fost urât. Voi avea grijă de voi, a zis Iosif. Putea Iosif să se țină de treaba asta? Absolut. Era primul ministru al Egiptului. Totul era în mâna lui. Faraon i-a zis lui Iosif, nu mișcă nimic în Egipt fără ca tu să-ți dai acordul. Voi avea grijă de voi, a zis Iosif. Și de copiii voștri. Iosif le vorbește despre un viitor frumos. Deși trecutul lui cu ei a fost unul urât. Știți că așa vorbește și Dumnezeu despre noi, despre un viitor frumos. Ne promite Așa cum auzeam în primul mesaj în seara aceasta, Dumnezeu zice, nu vă mai uitați la trecutul urât. A fost urât trecutul nostru. Că Dumnezeu ne-a scos dintr-un trecut urât. Și vine în seara asta și de fiecare dată când ne apropiem de El cu sinceritate și ne face o promisiune de un viitor frumos. Viitorul sună bine. Nu ca așa spune cineva, ci ca așa zice Dumnezeu. Dumnezeu se uită nu la trecutul meu, de care m-a scăpat, din care m-a scos. Iosif le-a zis fraților lui, voi nu trebuie să vă mai temeți. De acum înainte, în esență, le zice Iosif, deși îi foamete în Canan și nu este greu, aici ai belșug de greu, că e sub administrația mea. Voi vă temeți că o să vă fac rău, o să vă fac doar bine, el le-a îmbărbătat inimile. Voi vă temeți că nu o să aveți ce mânca, dar veți mânca voi din belșug și copiii voștri și toți cei ce vor veni după voi. Nu sună foarte, foarte asemănător cu ceea ce promite Dumnezeu pentru cei ce se încred în El? Aș vrea să vă provoc în această seară să ne punem încrederea în Dumnezeu și să învățăm de la Iosif ca ierta ne schimbă atitudinea ne schimbă gândirea, ne schimbă mentalitatea, ne schimbă raportarea față de oameni și ne face să semănăm mai mult cu El. Amin.